pasa lui Budescu pentru Momcilovici, e chemat și fundașul stânga în atac. Momcilovici, continuă Momcilovici, are poziție de centrală, centrală lui Momcilovici, gol! Filipe Teixeira! La 36 de ani, Filipe Teixeira își arată încă o dată geniul. Nu s-a văzut foarte mult în acest meci, dar a știut când să apară. Tot cu capul a dat pasa de gol la meciul cu FC Voluntari în campionat. E bine, acum cu capul, ca un veritabil vârf, Filipe Teixeira marchează în această partidă extraordinară. 2-2, Steaua are puterea de a reveni de fiecare dată după ce a fost condusă. Bună această pătrundere a lui Momcilovici, centrare și ce reluare de vârf autentic din partea lui Filipe Teixeira, 2-2. Tura a fost puțin șifonat de patronul Stelei, legat de introducerea lui Achim și acum îl vedem pe Achim. Ocazie de gol, gol! Gol! Teixeira! Teixeira readuce echipa noastră în avantaj cu un gol splendid marcat în minutul 71 dintr-o fază care nu a anunțat foarte multe. La fel ca în partida tur, Teixeira apare la finalizare și trimite în plasă. După cum spuneam, este omul golurilor decisive și acest gol cred că valorează că două goluri. Totuși Steaua, în eventualitatea primirii unui gol, nu este ieșită din calcule, ceea ce este foarte, foarte important. A fost Tănase, un șut blocat, mingea a ajuns la Teixeira și de acolo, sub bară. În minutul 71, FCSB reușește să marcheze în poarta victoriei Pâlzen. Și iată, favorita la calificare se schimbă din nou.